Bună ziua la toată lumea. Sunt foarte supărat și foarte nervoasă. Bianca nu mai râde. Că nu mai pot. Deci, mă, oameni buni, cum vă spuneam, m-am întors în România. Definitiv. Și acum stau și eu și mă gândesc. Și cred că vă amintiți foarte bine apartamentul meu. Tati, că am primit acolo întrebări și comentarii că nu știu casă, nu știu masă, n-am niciun rost în viață. Ba, am, pentru foarte multe lume care comentează aiurea. Chiar dacă n-am o familie, am pe cineva care mi-e alături, am pe cineva care mă iubește, am și familie și când o fi să mă mărit, o să o vedeți și pe asta. Momentan, sunt foarte bine și foarte liniștită. Așa cum sunt. Ziceam, vă aduceți aminte de căsuța mea? Poate că e dezastru. Și cum am luat-o, așa a rămas. Eu n-am mai făcut absolut nimic. Nici o îmbunătățire. N-am un dulap, ca lumea. Oricum, trebuie să merg să-mi iau niște mobilă. Neapărat urgent. Toate că aici la mine e cam nasol. Eu ca să pun un mobil ca lumea, nu știu dacă... Am acolo calorifer, am aici calorifer. Și bucătăria, cam asta era. Unde eu n-aș putea niciodată stau să fac mâncare acolo. Și planul meu ar fi să stric tot peretele ăsta de acolo. Să fac aici mari, mari, mari și pe ăsta. Să fac un... living, open space, așa cum se spune mai modern. Dar asta înseamnă o cheltuială destul de mare, pentru că de la inundații, instalația electrică s-o cam dus. Am lumină, dar în camere nu mai merg prizele, în fine, mă doare capul. Credeți-mă că de multe ori îmi vine să plâng, dar mă abțin că n-am încotro. Și instalația de apă, trebuie să scot caloriferii, trebuie să pun, să trag țăvi, să trag pe mama și să mă trag de cap. Că așa întrebi când îți proastă. Și care înțelegeți, închid aici subiectul. Așa că, Bianca, da. Nu știu ce facem. Bianca își pune mâinile la ochi. Nu știu cum mă ajuți. Nu știu unde le pun pe tăti. Dar te anunț, mai avem și de călcat. Știi scalci? Îmi place scalc. Dar știi scalci? Da. Eu îi calc. Da, am scăpat de călcat. Deci, de prima dată trebuie să pun hainele, să văd ce fac cu ele. Toate că valizele alea pline cu haine mai grusuțe și așa le las acolo. Că n-am, pur și simplu, n-am loc. Am aici dulapul minunii, care am început cât de cât să-l fac. Dar am acolo câteva hăinuți în el. Dar nu-mi încap, oameni buni. Ce să bag aici? N-am. Sau cu ele... ca la români. Păi asta vreau să fac, să li pun astea care sunt spălate, mai trebuie să calc din ele, să li pun acolo și după aia am fost să mă uit un pic din mobilă, dar vreau să mai aștept, că au niște prețuri când mi se ridică vârful la coada asta în ceruri. Deci, tu ce faci? Ce mă pui? Ce te pun? Eu, da. În primul rând, trebuie să schimbăm lenjeria la pat. Da. Așa. Și după aia ne apucăm de călcat. Între timp eu bag la spălat. Trebuie să spăl și baia, trebuie să o frec bine cu anticalcar. Și să vedem ce, la ce renunțăm din haine și unde le pun. Și ce arunc și ce țin. Că mai am și o groază din alea vechi de ale mele care mi-au rămas aici. Hai că asta e direct în mașina de spălat. Adică le las aici. Și după aia să le bag, trebuie să le sortez care sunt colorate și care sunt albi și cu negri. Stai că asta le-am aici călcate. Am călcat o parte din ele, uite cum le-am pus. Nu crezi că le calci tutăt. Dar n-am știut că știi să calci. Nu? Nu? Eu calc acasă. Tu calci acasă? Mhm. Bravo. Trebuie să mă ajut să învăț. Pilota aceea e, că e aia iubesc-o cel mai mult.
Da. Am adus un cadou. Ai zis că știi să calci. Știu. Bine, vreau să văd. Da, mulțumesc frumos. Matia? Hai, că patul eu l-am făcut, vezi ce l-am schimbat. Asta care l-am luat de pe... care l-am spălat. Aici, că prosoapele nu-i mai calc. Și asta mă ocupă de ele. Tu le calci și le pui acolo. Da. Iesă-te-vă, stai să-ți bag fierul în priză. Stai. Apă. Da, mulțumesc că mă ajut. Și acum să te văd. Ce meserie știi? Bianca în acțiuni. Îmi dai emoții. De ce faci să dau emoții? Vezi, nu rămână dungi. Știu. Ochiul soacrii, a? Te puteam de balerică. Da. N-ai treabă. Dar tu vreau să văd cum calci. Vezi la urmă. Acum aștept tricou să văd când nu-l întorci pe față dacă rămâne sau nu dungi. Dar tu apeși n-ala să iasă aburi? Ai acolo un buton care îți calcă mult mai ușor. Da? Fata lumea că te ești de gospodină, nu? Da. Uite așa, ai aici butonul ăsta, nu trebuie să ții din sus. Ții gen apăsat de el, știi, și îți dă mult mai... calci mult mai ușor cu apuri. Să la dungă. Ha? Să la dungă. Trebuie să iasă la dungă, să fie călcat. Du-te de aici, n-ai treabă. Dacă eu când mă îmbrac cu el nu-i călcat, vine ce să-ți fac? Vii la mine și mă bat. Tu ai zis că-ți place? Păi, nu te-am pus eu. Eu calc, trebuie să calc. Dar de plăcut nu-mi place, să știi. Hai, calcă tu unul, după aia calc eu unul. Trebuie să îl împături, da? Las că îl împături eu. Dă ca să calc eu unul. Înțeleg. Tu-ți îngreunezi munca, fată. Știi ce m-a învățat pe mine să calc cum trebuie? A. Ghici. Tani Valerica. Da, e bunica. Cine? Iubiți meu. Parcă ai un palmier în cap. Lasă-mi tu părul meu. Stai cu părul meu. N-am nimica, Doamne ferești. Așa. Ca să fii sigur că nu-ți rămâne dunga, el. Așa. Ori îl pui aici. Gen. Și
Îi mai dai un fier. Dar să nu se vadă urât, știi? Așa. Și așa. Și gata. Împăturitul de ce nu le ai? Nu-mi place să împătur haine. Aaaa! Trebuie să-ți placă? Normal. Păi, ce simplu. Simplu ca bună ziua. Păi dacă îl pui pe pat. Hop. Și hop. Așa durează 100 de ani. Eee, păi nu. Da, da. Îi împături ca lumea sau nu? Da. 100 de ani durează. Trebuie să faci lucruri ca lumea. Hai, de bătă, eu mă duc să-mi fac treaba. Du-te. Du-te de pe capul meu. A, acum să te văd pe tine ce faci. A, să stai tu liniștită că eu fac multe. Opa, așa. Îmi bag la spălat. Am treabă. Fata dragă. Multe tari fac. Ei, ei, ei. Mândruliță, mândruliță. Lingerie și cu ăsta. Și cu ăsta și cu ăsta. Știi și astea? De ce nu știi? Șervețele când bagi colorate la mașină. Sau gen și când bagi negri și ai un pic de alb pe tricou sau mai aia, bagi un șervețel ca să nu-ți iasă culoarea, înțelegi? Mm-hmm. În alte haine. Bravo. Înțeles ai tu? Uh-huh. Sau mai înțeles? Opa, așa. Și înainte să spala cu săpun de... Înainte să spala la zolitor, săpun făcut din leșuie. Dar leșuia din ce se făcea? Din... Car... Nu, din... Din resturi... De la porc. De la porc, nu? Grăsime, așa e. Așa, da, bravo, da, din grăsime. Ei, 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 ei. Gata, mă duc la treaba mea, pa. Chiar te rog. Așa i-am șters. Aici pe jos mai am și am o boală cu calcarul. Cum se vede mai ales pe faianța asta. Vai, nu suport. Trebuie să stau pur și simplu în fiecare zi să dau cu și să frec cu periuța de dinți. Uite așa. Tu de aici trebuie să zbori. Ce? Hai, Irina, hai. Ei, știi ce? Trebuie să stau aici, că am treabă. Uite-mă la periuța aia de dinți, te rog. O, dar și faci acolo tu periuța, dai? E de anul trebuie să iau tot de aici. Doamne, Sfânta Crușii. Da? Păi uite, ia, că se adună mizerie aici. Și cu ce vrei să dau? Doamne. N-am mai văzut așa ceva pe fața pământului. N-ai mai văzut să crești cu periuța? Sper, nu te sper că e pe dinți. Mă, nu mă spăla că e pe dinți. E o periuță care stau prin toate cortușoarele, așa, uite. Păi mă gândeam, la tine mă aștept de la orice. Da, da, da. Păi fii o zăpășită, dar nici chiar. Eu am terminat de călcat. Și nu o găsesc pe Irina. Și nu știi ce faci. Irina! Hey. În baie nu-i? Hey. Unde ești, fată, hăi? Ai terminat baia? Da, am terminat baia. Nu vezi cum strâng de aici tot, se eliberez balconul ăsta, că numai mama nu e aici. Și am terminat de călcat. Ah, bravo, și vreau? Ce vrei? Să-mi aduci rog frumos un sac din ăla mare. Vezi că l-am băgat în dulăperul ăla sub ghiuvetă. Okay. Un sac negru mare, că trebuie să eliberez de aici atât. O lavetă, un degresant. Așa. Și un spălător. Și altceva mai vrei? Un burete. Nu mai vreau. Hai, du-te că nu mai poți. Ne, ți-am adus. Degresant, lavetă, spălător și sac. E bun? Da, nu știu asta dacă trebuie să-l mai țin aici. Că e fost o bucată din calorifer care s-o spart.
Sunt el, poate să mai trebuie. Dar la ce-mi trebuie dacă îi spart elementul? Bă, hai să fac să te iei aici, noapte de până. Uite, asta nu e grână. Față de masă. Și am să-și luăm măsuța asta, să o șterg bine, bine. Sau dacă vrei să o ștergi tu, să o bag acolo în casă. O șterg, mă mai pun rău cu tine? N-ai cum. Nici nu vreau. Fată harnică. Trebuie. Dar o și coadă de mătura, mai aici o las. Uite, în ghivecul ăsta ar putea spun ușoare. Mamă, dar ce mare îi. Tu știi cât time de băgat aici? Nici nu vreau să mă gândesc și nici nu vreau să realizez ce se întâmplă. Ei, bunica, iau. Ești bazată. Eu? Sculi. Și sculi. Irina? Da? Mâncai mileu alb. Ai văzut ce mileu am? Da. De unde l-ai? De la vreun mors? De unde l-ai? Nu, tu. Așa era. Așa ce vezi aici, așa am găsit apartamentul. Mileu veți. Hai, aici sta mai lipsă. Acum îl las. Ce crezi? Că îl iau de acolo? Nu o să-l iau acolo. Nici să-l iau. Da. Dar nu iau, nu iau. Ai dreptate. Prăfuiește-mă, Irina, prăfuiește-mă. Mamă, că m-aș vrea să te dați față de aici, dar oricum n-am făcut praf, că nu-i. Am dat încet. Da. Unde să le pun? Unde să le pun? Că n-am unde. M-am gândit? E. Hai să te bag în cutie să te expediez. Da, te expediez eu cu tine. Dar n-ai unde. Ce zici? Asta nu pot să iau în cutie de la centrală și am garanția la el. Te-a rugat și-o frumos să faci masa asta curată, da? Dacă n-am avut timp, când... Hai, cu șterg acolo. Nu mă legi deloc în pași. Nu, nu, nu vreau. Trebuie să slăbești 4 minute, ajungi la 4 gărbici. Da, cred că pe mine mă cheamă Irina. Da. Hărnicuță. Mama Hărnicuță. Da, așa, cât de cât, de și masa, că aici o să fac eu ca la carte când o să văruiesc, dar nu acum, când sparg tot. Vezi, poate îți rupi gâtișorul, fetiță, hăi. Ce bine te văd. Mă vezi bine acum? Nu mă vedeai bine? Îi pătat, nu știu de ce e acolo jos, cred că înăuntru. Bine, asta o să vină demontate și curățate ca la mama lor. Hai, Irina, la treaba asta telefonul. Uh-huh. Irinucă, mamă. Ei, ce faci? Ce nu fac? Nu mai pot. Da, nu mai pot. Ai terminat dulapul? Fac că ne-am pus cum mi-am căput, momentan. N-am, mai muleata n-am ce să le fac. Încă nici nu știu unde mai am. De aici. Cutii, cutiuță, nu mai am îngrămătit acolo câteva hăinuță, cât mai e cald afară și când o veni mobila, ne-i pune în dulap. N-am ce să-mi fac mai mult de atât. Hai, că e bun. Da, e bun, dar păi n-am unde să le bag. Eu am terminat de șterg geamul. Bravo. Am șters masa. Bravo. Și nu mai pot. Vai de ăștia, ai obosit, cred că, vai tu, dacă să te-ai tăsit în fiecare minuță în parte sau așa, așa, teanc. Nu s-ai ghilimele. Nu, corect, dar ți-am spus ceva. Acum trebuie să mai dăm cu aspiratorul, punem papucii toți în balcon. Da, îi scot afară papucii, n-am. Vreau să eliberez tot aici. Să văd ce mai fac cu valizele, că mai am valizele de tot casă. Dăm cu aspiratorul. Aha. Mai asta ai lăsat-o în mijlocul casă, ai lăsat-o, uite-o, uite-o. Păi am venit la tine, îți văd ce faci. Aaa, că te taxează pe tine, stai e, asta este. Da, da. Păi ce plin aici de avalize, de saj, de papuși. Aaa, da, n-ai. N-ai. Ce stai, ce mai am? Păi să vezi că le urc pe toate, să vezi atunci. Nebuneală și cutii și valize și papuși și toate neamurile. Uf. Trebuie să fac
Dacă mă bag, idu și eu aici. Trebuie să duci în gunoiul. Da, când coborâm, ducem cu tătul. Trebuie să dau o prăjitură, trebuie să dau un suc. Da. Ce mai vrei să dau? Nimica. Nimica nu mai vrei? Nimica nu mai vreau. Vrei să-ți plac geamurile cum au ieșit? Da, au ieșit bine, dar acum. Nu-s perfect, da? Da, ți-am spus că... O să fac o curățenie în generală când o să fie momentul. Acum am nicio treabă. Eu, uitați ce priveliște avem aici. Da. Dați un cățel. Uite ce cățel drăguț. Da? Un cățel. Deci. Hai, Irina, să te văd. Ăștia. Ce să mă vezi? Îmi duci papucii. Da. Lingerii, piste lingerii, piste lingerii și doar lingerii și prosoapii. Nimic altceva. Miros foarte bine, să știți. Mă trebuie să-l întind? Ale, lasă că-l punem deasupra sau îl pun pe ăsta la alt, că așa se îmbățăște tot. Și nu-i bun. Îl calci. Normal că-l calc. Pune-i tăi fețele de pernă, așa, aia, bravo. Nu, dar stai la așa, că nu-i bun ăsta. Pune aici, că e mai lat. Ăla lasă că-l ocup, că mai am de spălat o grămadă. Stai așa. Nu te descurci? Da. Ia. Trebuia să o pui în două, Bianca. Ia, dă, lasă la mine. Hai, uite că... Ce lingerie faină. Da, cu inimioară și cu... Da, miroase care e parfumul ăsta. Mai avem un pic și am terminat. Da, cu aspiratorul și-o te-ai spălat pe jos. Da. Cam gata. Ups. Ce picată, să te așa la... Stai, că și asta, azi viața mea să-l întind. Fai, ce iubesc! Se vede. Da, nu știu. Ce nu știi? Adică... Treburi care... Trebuie făcute. Da, exact. Mai că... De lucrurile astea așa mari și complicate. Tu ești o mână de om. Da, nu știu... Cerșafurile alea cu elastic. Nu au reușit nici cum să le împăduresc la oamenii. Dar nici cum. Tu ești o mânuță de om. Mânuță de om. Dar de gură... Eu? Nu. Doamne, ferești. De ce toată lumea zice că eu o strădigură? Păi dacă ești... Eu o strădigură? Da. De ce fată strădigură? Să ferească Dumnezeu, oameni buni, să intrați în gura lui Irina. Vă face să plângeți numai din vorbi. E, bine. E, na. Ops. E, na, las că închide o cameră, a? Intri și tu. Uite. Vezi că scăr? Dai că nu ești față cu minti? Așa, frumos. Ia să văd dacă nu-i drept. Da, dacă vine soacră mea și vede, a? Glumesc. Dar mai sunt și alea care vin în inspecție. Acum, da. Aspiratorul funcționează. Așa. Și... Și spălată pe jos și gata. Mai rămas aici o perete de jap. Mai papuci, peste tăt. Papuci, papuci, papuci. Mai am. Papuci. Mai am. Mai ai?
Uite, am pantalon lui nouț. Așa. Da, de pe vremea când eram un pic mai grasă. Ai fost mai grasă? Am avut 50 de kg. Da, nu mai știu de câți ani. Să zic, acum vreo 4 ani, cred că am ajuns la 50 kg. Am dacă iau pantalon așa pe mine, cad. Am slăbit foarte mult. Da. Încep să-mi revin. Eram și mai, am fost și mai slabă. Dar știi doar că n-am plecat la trecută în Italia cum eram. Și păcat că-s pantaloni noi. Bun. Uite-te și tu că-s la dungă. La noi am avut, nu doar că i-am purtat de 2-3 ori. Și duc la mama care acolo, vecină care e croitoreasă, să mi sintez un pic. Păcat să-i alung. Și fața din masa vieță, care nu o suport. Nu o suport. Uite. Da. Bine, când am luat apartamentul și am venit aici, m-am mutat aici, n-aveam nimic. Și mi-a dat mama față de masă, lenjerii și toate alea. Și acum încet, încet, încerc să-i duc lucrurile înapoi, să-i le dau înapoi. Da, foarte da. Drăguț din partea ta. Păi, dar ce vizi? Dar dacă le arunc, e păcat în primul rând. Și în al doilea rând, țăpă de ouă de toată comuna. Pentru o fată de masă sau nu mai știu eu ce. Așa că îi pun aici, frumos. Și le trimiți prin curier. Nu, tată, dar acum când să te duc pe tine acasă, le las. Înțelegi tu? Mm-hmm. Aș mai avea să îi mai iau din lucruri, dar nu... Asta aici, acolo, mă întreb dacă o aspirator și o să-l mânc. Asta e goală. Ce ai mai găsit acolo? Fai de capul meu. Iar papuci. Păi de râs sau de plâns, că nu-mi dau seama. Deci, oameni buni, stați să vă arăt. Deci, aici e plin de papuci. Plin. Full. Nici nu mai are unde să-i pună. Și Irina mea mai găsit o geantă cu papuci. Mai are și acolo. Și mai găsit și aici o geantă. Mai am o valiză. Și mai are o valiză. Fai. Oh. Papuci! De vânzare avem! Că nu mai știu să le pun. Ei, vinzi numai că nu știu unde să-i pui, nu? Da? Ei, vinzi numai că n-ai unde să-i pui. Papuci trebuie, că trebuie, dar nu știu unde să-i bag. Asta e problema. Uite. Am avut o boală cu papuci eu. Aș mai am o cutie aici. Oh. Oh. Dar nu, cred că... Asta toate le bag acolo după dulapul ăla, să mă lume mă de aici. Ia. Iar le mută. Dă-i oameni buni, m-am săturat de câte ori le-o luat și le-o mutat și le-o învârtit și le-o... Iar le mută. Le-o luat de după dulap, le-o pus acolo. Le-o luat de acolo, le-o pune după dulap. Păi nu vreau să nu mai văd, că m-am săturat de ele. Asta nu știu. Ia, alți papuci. Mai am acolo. Doamne, da. Ferești. Bag de acolo și nu-i mai văd. Nu mai știu ce să fac cu ele. Geamantanii, pisici. Ah, mai am. Fo! Mai are o geantă de papuci. Ia uitați, vreți papuci? Mai am una. Păi Irina, tu apartamentul ăsta îl umpli numai din papuci. Nu mai trebuie mobilă. Nu mai. Chiar și de imediat. Trebuie să fac niște rafturi din alea din rigips. Pe pereții. Da, și să pui papuci. Da, la expoziții. Îi pui piscarea blocului. Îți vadă lumea... Dacă arabe, îi pun piscare, câte o perechi la fiecare. Da. Oh, îi împarți la tot blocul, câte o perechi de papuci. Perechi de sală, o perechi eleganță, o perechi... Ba, ce idee bună. Aici nu mai am papuci. Uh-huh. Aici am mai băgat niște haine de vară, mai așa. Mai de vară. Da. Deja dulapul l-a umplut. Are și săraca un dulap l-a umplut. Sfată pe seamă, bani, uite, să te fac pe tăte, să-mi dea Dumnezeu sănătate, mă mai plângați, dar lasă, mă faci așa cum vreți. Na. Ce e acolo, Irina? Asta am bunica, mai știi, e pernul ortopedic, nu vezi că asta e corect cu picioare în pat. Mhm. Uitați o leagă cu papuci. Hai, du-te cu papuci, cu un piedic. Papuci. Papuci, am zis eu cunosc papuci? Ce faci tu acolo? Nu știu ce am făcut. Ăsta cade. Poate îți cade din cap. Dar nu știu ce am făcut aici. Nu
Of! Prinde-o la tu, bie, cu aici, că nu văd nicăr. Eu picat de aici, uite. Eu picat. Dulapul vieții. Alți papuși, stați, mai are papuși acolo. A. N-am scăpat de papuci, la noapte visez numai papuci. Asta nu mai stă aici, uite. Ce nu mai stă? Ala, de ce nu stai mai aici, mă disperi? Ce să-i faci cu sustea? A? Nu știu, nu mă pricep. Mamă, nu le arunc pe balcon, frate, nu le mai suport. Așa, asta e s-o rupt. Pui gura măsă. N-am ce să-i fac. Ți-i dulapul? Dacă-i bat un cui, oare stă? N-am ce să-i fac. După 7 ori o renunța și n-ai cade, ăsta cade de acolo. N-am, uite cum stă. Hai să te văd. Suntem la... Uitați-vă la ei ce serioasă e. Mai poți? Nu mai pot să știu. Să-mi termine bateriile. De azi dimineață. Am văzut! Ieri uleacă! Doamne, ferește! Eu nu știu cât papuși mai poate avea ființa asta, deci eu nu înțeleg. Nu-i normal așa ceva. Mândru! De unde îi mai scoți? După o jumătate de oră. Deci nu luați transpirațiile. Posibil, nici nu posibil. Oh. Nu știu rogul la vieță să șterg masa asta. Mă mai pun rău cu tine? Schinui de 3 ori. De ce mi-i greunez o treaba? N-am, când trebuie prelungitor aici, când am curent, la priză. Bă, becu s-o ars, s-o ars, bă, că l-am schimbat și merge, da? Nu stai aici cum vreau eu, nu stă. O stat? Acum.
acum văd dacă mergi. Stai așa, văd dacă s-a prins televizor. Haide, mă, intră o dată aici. Nu s-a prins becul. Nu știu, o evident după așa. M-am mai uit și la televizor. Nu fac nimic, Bianca, gata. De azi. De dimineață când mă trezesc, spăl eu pe jos. Nu mai am puterii și vlagă. Măcar vine că am strâns aici, ce-a fost mai greu am făcut. Dar nu mai... Oricum, arăta altfel. Da, nu mai pot. Hai ca să scoatem gunoiul. Și să te duc acasă, la mămicuța ta. Da. Da? Așa. Ești foarte cu minte și trebuie să fii acasă. E nou ceasul oameni buni în întuneric afară. Și noi, de la ce ori ne-am apucat? 3, 4, nu știu cât era ceasul. Cam așa. Cam așa. Da. Vai, dar ce față am, dar tu de ce nu mi-ai spus că am... Dar ți-am spus cât să-l ridică părâncă. Îmi ferește. Da, cam așa arătăm după 100 de muncă. Da. Asta e viața. Mulțumesc că m-ai ajutat. Așa. Și ne vedem în vlogul următor. V-am pupat. Pa! Pa!